Începerea lucrărilor ședinței, să ascultăm cu toți intonarea imnului de stat. Prefect, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule primar, domnilor consilieri locali, domnule secretar general al municipiului Onești, stimați invitați, din ordinul prefectului județului Bacău, numărul 404, din 29.10.2020, modificat prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 432, din 29.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Onești pentru data de astăzi, ora 9. Întrucât din numărul total de 21 de consilieri, stabilit prin ordinul prefectului numărul 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al municipiului Onești au fost validate mandatele unui număr de 13 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 13 consilieri, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Onești, prin încheierea numărul 1969 din data de 21.10.2020, sunt prezenți un număr de 13 consilieri și nu sunt absenți, după cum urmează: Bujor Dumitru Maricel, Cimpoieșu Gheorghe, Cristea Alexandru, Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, Dumitru Mihai, Maxim Miluță, Orheanu Ionuț, Pașcu Apăvăloaie, Elena, Popescu Carmen, Roșca Sorin, Sergento Adrian, Zarzu Octavian Ciprian. Un număr de 8 consilieri locali declarați aleși au fost invalidați de către Judecătoria Onești, ca urmare a renunțării la mandat, urmând să se facă validarea mandatelor supleanțelor, după cum urmează: Jilcu Adrian, Doileț Jenica, Aane Ileana, Botezatu Maria, Moraru Marian Dorin, Sticlaru Dana Celasela, Andronache Nicolae Tudor, Agape Alexandru. La ședința constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Victor Laurențiu Neghină, a cărui procedură de validare a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Onești, prin încreierea numărului 1898 din 15.10.2020. La lucrările acestei ședințe participă și un număr de invitați. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al municipiului Onești și depunerea jurământului de către primarul municipiului Onești, urmarea alegerilor autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, aliniatul 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Maxim Miluță, aici, alături de mine, născut la data de 10 a 3 a 1953,
iar cei mai tineri consilieri locali aleși sunt domnii Cristea Alexandru și Orteanu Ionuț, născuți la data de 16-10-1988, respectiv 1-10-1986, care sunt prezenți aici la prezidiu. Dau cuvântul domnului președinte de vârstă. Mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc domnule subprefect, sunt onorat și emoționat să conduc această ședință festivă. Pentru constituirea Consiliului Local și validarea domnului primar Laurențiu Medina. Îl rog pe cel mai tânăr consilier local, domnul Cristian Alexandru, să prezinte hotărârea judecătoriei Olești pentru validarea consilierilor locali. Bună dimineața și bun venit! Încheierea numărul 1969, Camera de Consiliu din data 21-10-2020. În numele legii, instanța dispune. În temeiul articolului 114 din Ordonanța de Guvern 57/2019 validează mandatele candidaților la Consiliul Local al Municipiului Onești. Cristea Alexandru, Bujor Dumitru Marcel, Roșca Sorin Popescu Carmen, Maxim Miluț, aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară, Pașcu Apăvâlaie Elena, Zarz Octavian Ciprian, Cimpoieșu Gheorghe, Dumitru Mihai, Orhean Ionuț, Dobrea Costel, aleși pe lista Alianța PNL-USR+, Sergentu Adrian, Dobor Sergiu Mihail, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Invalidează ca urmare a declarației de renunțare mandatele următorilor. Neghină Victor Laurențiu, Vasile Groza, Valerian Vreme, aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară, Buliga Elena Luminița, aleasă pe lista Alianței PNL-USR+, Gănatiuc Nicolae, Panfil Gelu Ionuț, Ostache Florin și Bungheț Roger Alin, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Prezenta se comunică secretarul general al municipiului Onești, prefectului județului Bacău și candidaților ale căror mandate au fost invalidate, cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, care se va depune la judecătoria Onești, dată în Camera de Consiliu. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței astăzi, 21 octombrie 2020, președinte Maria Cristina Moghior, grefier Gabriela Văleanu. Dau cuvântul domnului secretar general al municipiului pentru a prezenta ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi pentru astăzi este următorul. 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, a căror mandate au fost validate de judecătoria Onești. 2. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Onești, domnul Victor Laurențiu Neghină, a cărui mandat a fost validat de către judecătoria Onești. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Ordinea de zi a fost votată. Domnule secretar general, vă rog să chemați în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul. Depune jurământul domnul Bujor Dumitru Marcel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Fac precizarea că după depunerea jurământului va trebui semnat de către dumneavoastră. Va trebui să țineți mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, iar formula religioasă este opțională. Mulțumesc. Depune jurământul domnul Cimpoieșu Gheorghe.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Cristea Alexandru. Jur să respect Constituția, legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Dobo Sergiu Mihail. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Dobrea Costel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Dumitru Mihai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Maxim Miluță. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Onești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Orhean Ionuț. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Depune jurământul doamna Pașcu Păvăloie Elena. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depune jurământul doamna Popescu Carmen. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Roșca Sorin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul sergentul Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depune jurământul domnul Zaș Octavian Ciprian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă s-a terminat jurământul la consilierii local, îl rog pe cel mai tânăr consilier local, domnul Cristi Alexandru, să citească hotărârea judecătoriei Onești pentru validarea primarului. Încheierea numărul 1898, ședința din Camera de Consiliu de la 15 octombrie 2020. Numele legii, instanța dispune. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 3 al municipiului Onești, județul Bacău, în baza articolului 149, alineat 1 din ordonanța de guvern 57 din 2019, validează mandatul pentru funcția de primar al municipiului Onești, în județul Bacău,
Obținut de neghină Victor Laurențiu, candidatul formațiunii politice Mișcarea Populară, Organizația Bacău. Încheierea se comunică de îndată prefectului și secretarului general al Unității Administrativ Teritorial Unești pentru aducerea la cunoștință publică prin afișare în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu drept de apel pentru cei interesați, în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cererea și motivele de apel depunându-se la judecătoria Unești sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform articolului 396 alineat 2 Cod de Procedură Civilă, astăzi, la data de 15 octombrie 2020. Președinte Amalia Lazar, grefer Liliana Georgescu. Îl invit pe domnul Victor Laurențiu Neghină să depună jurământul pentru următorul mandat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Secretar general să ne prezinte câteva aspecte juridice. După cum cunoașteți și dumneavoastră, începând cu acest mandat potrivit codului administrativ, validarea consilierilor locali se face de către judecătoria Onești în 2 etape. În prima etapă, validarea consilierilor locali declarați aleși sau invalidarea în cazurile prevăzute de lege. În etapa a doua, validarea mandatelor supleanților care se face în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a încheierii judecătoriei de invalidare a mandatelor consilierilor declarați aleși. La Consiliul Local Onești au fost invalidate mandatele a 8 consilieri locali declarați aleși ca urmare a renunțării la mandat înainte de validare, potrivit art. 115 din Codul Administrativ. Dosarele pentru validarea mandatelor supleanților au fost depuse la judecătoria Onești în data de 27 octombrie 2020. După validarea acestora, urmează să fie convocată o nouă ședință a Consiliului Local pentru depunerea jurământului de către consilierii validați dintre supleanți, alegerea președintelui de ședință și a comisiilor de specialitate. Al doilea punct care aș vrea să-l prezint, n-am să insist prea mult asupra lui. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit câte o mapă cu reglementări privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților. Am să vă rog să-l analizați cu atenție, iar pentru eventuale nelămuriri vă stau la dispoziție împreună cu colegii juriști din Primăria Municipiului Onești. O singură precizare, de astăzi aveți 15 zile să renunțați la o funcție dacă veți constata că vă aflați într-o situație de incompatibilitate dintre cele prevăzute de lege. Mulțumesc! În final de ședință, dacă dorește cineva să ia cuvântul, este invitat la pupitru. Da, voi prelua eu din acest moment continuarea ceremoniei și voi da cuvântul. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur să văd că factorii decidenți politici la nivel județean și central sunt prezenți, au răspuns prezent invitației mele și acest lucru mă face să cred că vom avea o bună colaborare și în folosul și pentru binele comunității noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Am să dau cuvântul dintr-o margină ca să nu fie nimeni, să nu se pună problema că favorizez pe cineva. Domnul senator Daniel Fenechiu, vă rog dacă vreți să ne spuneți. Ziua.
domnule subprefect, domnule primar, domnilor consilieri, domnule europarlamentar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor consilieri județeni, onorată asistență. Mă bucur că mă aflu astăzi la Onești, într-un moment important în care, practic, se scrie o nouă etapă în ceea ce privește viitorul Oneștiului. M-am asistat la un eveniment frumos, bine organizat. Constat că sunt prezenți, practic, reprezentanți ai tuturor partidelor și, când spun treaba asta, mă refer la conducerile partidelor. Constat că este o atmosferă bună. Am văzut între oamenii care au depus jurământul, oamenii care generează prezumția că vor face o treabă bună în interesul oneștenilor. Și asta e un lucru care este, în opinia mea, generator de speranțe. Fără discuție, Oneștiul, ca cel de-al doilea oraș ca importanță județului Bacău, joacă și trebuie să joace un rol foarte important în tot ceea ce înseamnă proiecte, în tot ceea ce înseamnă dezvoltare a Bacăului. Prin poziționarea Oneștiului, prin posibilitățile pe care le are, prin situarea geografică a Oneștiului, cred că Oneștiul se va dezvolta și sper din toată inima ca atât noul Consiliu care a fost ales astăzi, cât și noul primar domnul Neghină, cât și Consiliul Județean vor face tot ceea ce depinde de domniile lor pentru ca dezvoltarea Oneștiului să genereze un nivel de viață, o calitate a vieții mai bună pentru oneșteni, pentru că oneștenii chiar merită. Spun asta deoarece în ceea ce mă privește, Oneștiul este localitatea care mi-e cea mai dragă în județul Bacău și chiar m-aș bucura teribil să constat că peste 4 ani, peste 8 ani de zile, Oneștiul a făcut un pas important în față. Mai ales că dacă ne gândim în urmă, cum era Oneștiul acum 40-50 de ani, când însemna mai mult de 50% din PIB-ul Bacăului, probabil că o asemenea abordare nu este în mod obligatoriu fantezistă. Atât în numele meu personal, cât și în numele conducerii Partidului Național Liberal, mă refer atât la președintele Orban, cât și la președintele Organizației Județene, domnul Viorel Miron, urez succes, succes domnule Neghină, succes Consiliului și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să depășim această criză, că e un lucru foarte, foarte important și mi-aș dori ca și oneștenii să poată trece o dată cu noi pe această criză și într-un viitor nu foarte îndepărtat, asemenea evenimente să le putem face așa cum ar trebui ele făcute. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului președinte Ion Melintă. Bună ziua, domnule subprefect, domnule primar Neghină, onorată asistență. Mă bucur din tot sufletul, din toată inima, să fiu astăzi alături de dumneavoastră, de oneșteni, de oamenii din Onești, care au ales cu sufletul, au ales cu mintea și au trimis acasă un primar, care odată instalat în turnul său de fildeș, a pierdut contactul cu oamenii. De fapt, cred că oneștenii nu au uitat mandatul lui Neghină când orașul începuse să devină la farmecul de altă dată. De fapt, Oneștiul a fost faimos pentru toată România și chiar pentru în întreaga lume. Dacă ținem cont de reușitele Nadiei Comăneci și de faptul că Oneștiul era considerat că avea cel mai mare număr de intelectuali pe cap de locuitor din România. Sigur, la momentul respectiv, Oneștiul era numit de unei capitala culturii românești. Vremurile s-au schimbat. Astăzi, platforma petrochimică funcționează doar prin timp complex Borzești, iar dacă ținem cont și de perioada prin care trecem, nu e deloc ușoară viața în contextul pandemiei. Dar am toată încrederea că echipa PMP în frunte cu primarul Neghină va face tot ce e posibil ca să dea strălucire acestui faimos oraș. Îi doresc domnului Neghină și echipei pe care o conduce cât mai multe realizări în acest mandat. Îi felicit pe toți cei care și-au câștigat mandatul. Vă doresc la toți multă sănătate. Aveți tot respectul meu. În continuare,
dacă atunci când voi ajunge în Parlamentul României, voi fi alături de oneșteni și le promit că voi face tot ce e posibil și tot ce îmi stă în putință pentru dezvoltarea acestei comunități. Vă mulțumesc, vă doresc mult succes și multă baftă. La mulți ani. Mulțumesc, doamnă președinte. Dau cuvântul domnului ministru Valerian Vreme. Vă mulțumesc, domnule primar. Domnule primar, domnule prefect, domnule europarlamentar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule președinte Ion Melinte, domnule deputat Fenechiu, dar nu în ultimul rând, dragi oneșteni, consilieri locali, astăzi trimiși de oneșteni în acest Parlament al Oneștiului, astăzi cu responsabilitatea următorilor 4 ani. Au trecut alegerile. Cortina, cum se spune așa, s-a lăsat. Cât că asta trebuie să înțelegem cu toții. Urmează 4 ani în care un 4 ani, vă spun eu așa, cu toată responsabilitatea cuvântului, în care vor fi amenințări, dar nu uitați, când sunt amenințări, sunt și oportunități. Amenințarea cea mai mare care vedeți zilnic când deschidem știrile, citim despre ea, dar totodată și oportunitățile care se pot naște din asta. Sunteți de astăzi lideri acestei comunități și cred că așa trebuie să vă uitați la comunitate. Mă bucur că astăzi este și domnul președinte al Consiliului Județean, europarlamentar, cei care ne reprezintă în Parlament și pentru faptul că prețuiesc Oneștiul odată și nu în ultimul rând trebuie să se uite cu alți ochi la această zonă. Timp de cam 2 luni de zile am fost în Onești. Am stat mai mult în Onești și vreau să vă spun că am pus în balanță. Sunt oportunități pe platforma industrială care pot să renască. Împreună cu domnul primar Neghină sunt sigur că vom lua și vom analiza și vom sprijini pe cei care vin să pună în valoare potențialul mare pe care îl au oneștenii. Referitor la lege, domnule primar, vreau să vă spun un lucru pe care l-am simțit în această campanie. Oneștenii v-au ales pentru că țin la dumneavoastră. Ăsta este cuvântul. Ați fost aproape de ei. Am simțit asta în orice discuție cu oneștenii. Sunt sigur că în continuare vor ține la dumneavoastră și nu îi veți dezamăgi. Faceți echipă cu cei 21 de consilieri pentru binele lor. În aceste momente chiar au nevoie de o mână care să-i călăuzească, să călăuzească această comunitate spre mai bine. Nu-mi rămâne decât să vă urez succes și împreună, pentru că eu cred că în aceste zile cuvântul împreună trebuie să ne caracterizeze. Împreună vom ajunge la liman. Împreună vom construi mai bine. Împreună vom învinge. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Dau cuvântul domnului europarlamentar Dragoș Benea. Mulțumesc, domnule primar, dacă îmi dați și puțin apă. V-aș fi recunoscător. Mulțumesc! Domnule primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Gelu Panfil, domnule președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, domnule consilier local,
Onorată asistență, domnule protopop Ioan Bârgăoanu, dragi oneșteni, deși n-am vorbit de 5 ani cu nouă primar Neghină, ieri nu m-a surprins invitația dânsului, dar m-a mișcat. Și este o dovadă a faptului că își dorește tot ceea ce au spus antevorbitorii mei. Evident că toți ne dorim unitate, ne dorim să fim împreună, să facem lucruri bune, să fie o stare de normalitate și să traversăm aceste vremuri grele. Dar de multe ori și oneștenii și băcăoanii au constatat că drumul de la vorbă până la faptă este lung și e presărat cu multe obstacole. Și sigur, chiar dacă n-am vorbit de 5 ani cu domnul Neghină, nu pot să nu spun că, din punct de vedere politic, evident că sunt dezamăgit, dar eu înțeleg foarte clar ceea ce a făcut electoratul la Onești și cred că s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Chiar dacă uneori, repet, din punct de vedere politic, nu ne plac toate deznădămintele. Sunt convins că și dânsul, ca și toți din această sală, în 4-5 ani, sau pe măsură ce înaintăm în vârstă, devenim mai înțelepți, mai experimentați și ce este mai important, și cred că asta s-a întâmplat la domnul Neghină și se întâmplă, și cred că la cei mai mulți și îmi doresc să se întâmple la cât mai mulți politicieni în județul Bacău, indiferent mai important sau cu funcții mai importante sau mai puțin importante, ne apasă încrederea pe care oamenii ne-o dau prin vot. Sunt convins că pe domnul Neghină îl apasă mai mult votul din 27 septembrie 2020 decât votul din 2012, 10 iunie 2012. Și asta este garanția faptului că vom face echipă și aici asigur că îmbrac haina de președinte al Partidului Social Democrat, care și el a câștigat în județul Bacău, în multe localități din județul Bacău, și votul celor 96.000 de băcăoani ne responsabilizează și dorința noastră a tuturor celor de la PSD este să nu-i dezamăgim pe cei care ne-au votat. Aici la Onești nu PSD-ul și-a învățat lecția, ci altcineva și-a învățat lecția. PSD-ul, în schimb, se va reconstrui din temelii, pentru că atunci când pleacă cel căruia i-a dat credit în alb, evident, organizația, ca să fie temeinic construită și pe principii și valori sănătoase, are nevoie de timp, are nevoie de oameni noi, are nevoie de multă coeziune interior și sunt convins că domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Gelu Panfil, liderul numărul 1 al PSD-ului în Onești, alături de Daniel Munteanu, alături de doamna Sticlaru, alături de toți ceilalți colegi, vor reconstrui PSD-ul într-un oraș care a susținut mulți ani PSD-ul și PSD-ul, îmi place să cred că cu precădere în 2016-2020 mi-a dezamăgit. Pentru că nu-i așa, eu când vin la Onești nu vreau să detaliez foarte mult trecutul, dar nu pot să nu pomenesc de câteva evenimente administrative care, eu zic, au influențat în bine viața oneștilor și la care am participat în mod decisiv. Pentru că se spunea aici, se vorbea de calitatea vieții oneștenilor, se vorbea de nu știu ce ochi, trebuie să ne uităm noi către Onești, dar eu țin să vă spun și dacă poate cineva să mă contrazică, să mă contrazică, când vorbim de investiții în mediu, de fonduri europene, în managementul deșeurilor sau de investiții în alimentare cu apă și canalizare care s-au întâmplat și se întâmplă în Onești, eu nu pot să spun așa, domnul secretar, că intervenția mea a fost decisivă și a colegilor de la Consiliul Județean și chiar a unora din Consiliul din Primăria Onești. A fost decisivă. Administrația PSD-istă de la Consiliul Județean Bacău va scăpa de jugul unor firme private care nu investeau un leu în calitatea vieții oneștenilor.
administrația social-democrată a promis un pod care nu s-a făcut în 26 de ani și l-a finalizat. Și chiar și în aceste condiții, și acei 5 km de la intrarea din Adjud, tot pe timpul relei guvernări social-democrate. Și chiar și cu aceste vești bune în viața Oneștiului, totuși PSD-ul este al treilea partid în Consiliul Local. Nu este o veste proastă pentru oneșteni. Noi ne vom reconstrui, noi chiar ne vom ține de cuvânt, pentru că suntem oameni de cuvânt, când spunem că vom contribui la pornirea majorităților, la constituirea majorităților. Sunt absolut convins că aici veți avea viceprimar cât de repede. Am văzut că funcționează alianțele ad hoc. Dacă s-au putut alia 6 partide la Bacău împotriva PSD-ului, la Unește simplu, trebuie doar 2 partide sau 3 și se face majoritate. Noi nu vom participa la această majoritate, să susținem viceprimarul, dar vom susține orice proiect administrativ al primarului Laurențiu Neghină. Cu ce voi să privim noi Oneștiul, domnule ministru? Când uitați, președintele Consiliului Județean a făcut o propunere care spune multe. Doamna manager Oana Mihaela Secară, de la PMP, parcă, sau pe listele de PMP, este propunerea domnului președinte Valentin Ivancea pentru Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență, care Spitalul Județean de Urgență Bacău, alături de Spitalul din Onești, este în prima linie în lupta cu coronavirusul, nu ca alte spitale din județul Bacău, care sunt în a doua linie, dar se pretinde excelență. Ați greșit, nu-i de la PMP. PMP. Domnul Melinte, nu? Iarăși vorbește de întrebat și vorbește puțin și prost. Dar tot administrația mea s-a dat o jos de la spital. Lăsați-mă să termin, că eu nu v-am întrebat. Ea a fost îndepărtată într-un mod care îl știu, dar n-a fost explicat publicului și a fost îndepărtată din rațiuni care țin de niște beteșuguri. E corect, domnul ministru? Dacă mă lăsați să termin. Dumneavoastră ne spuneți că de platformă, dar ați uitat că acum 11 ani girați un demers că un credit de 300 milioane de euro pentru RAF-ul. Presa Vremii, sunt declarațiile noastre, vă rog să vi le reamintiți și să nu ne mai atenționați anticipat cu ce ochi vom privi noi Oneștiul, pentru că noi, repet, suntem oameni care am susținut, am inițiat proiecte care țin de calitatea vieții oneștenilor, de sănătatea oneștenilor și noi nu suntem un partid care propunem pe liste la Consiliul Local sau la Consiliul Județean oameni care au datorii la stat. PNL-ul este partid care are la Consiliul Județean din Onești un om care are 13 miliarde de datorii la stat, cred că trebuie să trăiască vreo 200 de ani ca să-i achite și oneștenii trebuie să știe acest lucru. Nu știu dacă domnul Guteanu va trăi 200 de ani, dar nu este corect. Nu este corect să ții lecții de echilibru, de nu știu ce alte principii și tu să văduvești bugetul județului, bugetul Oneștiului, bugetul statului de niște bani care s-ar putea face, de exemplu, investiții în sănătate. Termin imediat, domnule Ghiță. Termin imediat. Să nu transformăm. Nu transformăm nimic. Sunt realități, nu-i din toată politică. Aș fi vrut să... Dacă sunt mizeria, să stabilesc oneștenii. E o bună... Da. Imediat termin, că nu pot să termin la Onești fără... Cât dacă ținem cont de Nadia Comăneci. Nadia Comăneci se apropie aniversarea ziua de naștere. Eu n-am auzit vreodată ca Oneștiul să fie capitala culturii românești. În schimb știu că toată omenirea pe 18 iulie 1976 a aflat de orașul Onești, Gheorghe Gheorghe Udej, pentru că într-adevăr fiica Oneștiului a dus renumele României la Montreal, în Canada, la Olimpiada din 76. Dar capitala culturii, noi nu ne-am propus să susținem nici a doua Bucovina, nici a treia Bucovina, nici capitala culturii la Onești. Ne-am propus să participăm la repornirea economică a Oneștiului, pentru că într-adevăr, Oneștiul era principalul în jurul anilor 90-2000, era cel mai puternic municipiu din județul Bacău. Și este un obiectiv la care trebuie să lucrăm cu toții.
închei imediat, nu vă mai speriați că nu am de spus decât lucruri adevărate, fără a avea pretenția că dețin adevărul, ca mulți alții din această sală, dar am urmărit și felice și le urez succes consilierilor locali. Unii dintre ei au spus că nu pot colabora cu dumneavoastră, sunt curios să vedem cum vor colabora, unii din partea dreaptă. Acum înțeleg că își doresc funcții de conducere. Toți consilierii locali la Onești au jurat cu mâna pe Biblie și în fața Bunului Dumnezeu. La Onești nu sunt numai oameni onești, sunt cu precădere oameni onești, dar și foarte credincioși. Și de aceea, ca să nu ne facem că nu știm despre ce vorbim, e bine ca în următorii ani, începând cu astăzi, să dăm cezarului ceea cezarului, adică dumneavoastră, dar să dăm și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule europarlamentar. Dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Ivan Cen. Mulțumesc frumos, domnule primar. Domnule primar, domnule subprefect, domnule deputat, domnilor consilieri județeni, domnule europarlamentar, stimate părinte Protopop, onorați invitația. Vă mulțumesc pentru invitația noastră. Mă onorează și îmi dă ocazia să vă felicit și să vă urez un lucru pe care astăzi dumneavoastră l-ați jurat. Să vă puneți priceperea pentru propășirea acestei localități. Dacă ne respectăm jurământul, cu siguranță nu vor mai apărea nici animozități în dezvoltarea acestei localități. Eu vă asigur, domnule primar, și asigur și consilierii locali, că în calitate de președinte al Consiliului Județean vă voi da tot sprijinul pentru toate proiectele viabile pe care mi le veți pune pe masă pentru dezvoltarea acestei localități. În aceeași măsură, nu cred că poate exista dezvoltare fără platformă Onești. Ca atare, domnule primar, vă propun un parteneriat între Consiliul Local Onești, Primăria Onești, Președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean Bacău și, nu în ultimul rând, oamenii de afaceri care au în proprietate acea platformă. Un parteneriat care să aducă dezvoltarea Oneștiului. Un parteneriat viabil și aici invit la masa negocierilor pe toți factorii decidenți. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dau cuvântul părintele Protopop, Ion Bărdoanu. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, domnule primar, și v-aș ruga să facem cele ale lui Dumnezeu. Aș începe cuvântul meu prin a spune o rugăciune și vă invit cei care doriți să ne ridicăm în picioare. Tot cuvântul nostru cuprinde o rugăciune scurtă și un cuvânt al arhiepiscopului nostru Ioachim. Dați-mi voie să-mi dau masca să fac ritualul liturgic. Vă mulțumesc! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre o ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, îngriji. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici, cu milință aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor Tăi,
locuitorii municipiului Ionești și asupra robului tău, Victor Laurențiu Neghină, și a tuturor consilierilor municipiului acestuia. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumind, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi, cu milostivire învrednicită a le împlini cererile lor, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune, a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruiește poporului tău pace, sănătate și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna greșa cântație și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc. Dau citire cuvântul Arhiepiscopului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Puteți lua loc. Vă mulțumesc. Ca și reprezentant al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Domniei sale, domnului Laurențiu Victor Neghină, primar al municipiului Ionești. Stimate domnule primar, am primit cu deosebită bucurie vestea alegerii dumneavoastră în funcția de primar al municipiului Ionești, iar pe această cale doresc să vă transmit câteva gânduri de apreciere și felicitare. Rezultatele activității și implicare pe care ați arătat-o s-au concretizat în voturile pe care le-ați primit din partea oneștenilor, arătând că sunteți o persoană apreciată, de la care se așteaptă proiecte, inițiative și lucrări care să vină în sprijinul cetățenilor și dezvoltării orașului Onești. Sunteți un om dinamic, ancorat în realitățile timpurilor pe care le trăim, iubitor de cultură și de spiritualitate. Avem încredințarea că în demnitatea în care urmează să fiți investit, veți continua să fiți un partener de nădejde alături de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, să dezvoltați și să continuați proiectele culturale, social-filantropie și spirituale derulate în comunitatea oneșteană, în special în ceea ce privește sprijinul pentru continuarea lucrărilor aflate în desfășurare la edificiile de cult din municipiul Ionești, Catedrala Pogorârea Duhului Sfânt, Bisericile Monument Istoric, Adormirea Maicii Domnului din Borzești, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și promovarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ca al doilea ocrutitor al urbei alături de Sfântul Ierarh Nicolae. Cu prilejul acestui moment deosebit, vă felicităm rugând pe milostivul Dumnezeu să vă dăruiască de plină sănătate, înțelepciune spre găsirea celor mai bune soluții în proiectele pe care doriți să le desfășurați și spor în împlinirea acestora. Cu părintească dragoste, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Domnule primar, distinți invitați, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru această invitație, pentru faptul că mi-ați dat ocazia să vă spun o rugăciune și totodată din partea noastră a preoților, dorim să preoților protopopiatului Ionești, știind că municipiul Ionești are o importanță deosebită pentru toată zona aceasta, o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și o Sfântă Scriptură. Vă mulțumim din suflet! Începe cu mulțumiri, ca la Oscar. Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând soției mele, care, pe lângă faptul că m-a suportat, m-a susținut, mi-a fost alături, mi-a fost sprijin în această campanie nu ușoară. În al doilea rând, vreau să mulțumesc mamei mele și copiilor mei că au trecut cu bine peste răutățile din această campanie. Au suferit în anumite momente, dar așa este campania la noi, la români. Probabil că și în alte părți e asemănătoare, nu știu, sigur, da? Vreau să mulțumesc în aceeași măsură
duhovnicului meu, părintele Macarie, prietenului meu, părintele Florin Smarandi, prezent aici, mulțumesc, părinte, au fost lângă mine, m-au susținut, sunt stâlpi ai credinței creștin-ortodoxe, le mulțumesc. Mulțumesc invitațiilor, mulțumesc domnule senator, mulțumesc domnule președinte, domnule ministru, domnule europarlamentar Dragoș Benea, domnule președinte, părinte Protopop, domnule subprefect, mulțumesc dumneavoastră pentru prezență. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului Vasile Groza, care a fost alături de mine și în această campanie și în 2012. Nu a putut să fie astăzi prezent, dar cu sufletul este aici. Domnul Groza este tatăl simbolului Oneștiului, Loredana Groza. De asemenea, și Loredana a fost lângă mine în aceste momente. Vreau să mulțumesc în aceeași măsură colectivului Partidului Mișcarea Populară, tuturor celor care s-au implicat în această campanie, care au fost lângă mine și m-au susținut și au crezut în mine. De asemenea, vreau să mai fac o mențiune. Vreau să mulțumesc organizației Partidului Ecologist, filiala Onești, și aici am să-i nominalizez pe domnul profesor Mircea Agapi, Liviu Tătaru, Nicu Scurtu, Alexandru Ani, care au crezut în șansa mea, nu și-au nominalizat candidat pentru campanie și pentru funcția de primar și m-au susținut în aceste alegeri. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc oneștenilor care mi-au acordat votul de încredere, m-au susținut atât în 2012 cât și acum, într-un număr covârșitor de mare, lucru ce mă responsabilizează, mă determină să fac tot ce este omenește pentru binele comunității noastre, așa cum am promis și în campania electorală. Nu pot promite minuni, dar vă pot promite, dragi oneșteni, că voi face tot ce este omenește posibil pentru comunitatea noastră. În încheiere aș vrea să mă adresez consilierilor locali validați și celor care urmează a fi validați și totodată factorilor politici decizionali de la nivel județean și central, să lăsăm, alegerile s-au terminat, să lăsăm garda jos, să facem echipă pentru binele comunității. Domnul președinte spunea că vor fi în opoziție cumva consilierii Partidului Social Democrat. Eu îmi doresc o majoritate de 21 de consilieri. Domnule președinte, nu se cheamă majoritate, se cheamă unanimitate. Bun. Da, chiar îmi doresc o bună colaborare cu toate forțele politice locale și naționale. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru prezență și să vă invit la o cupă de șampanie. Permisiunea dumneavoastră, 30 secunde. Cred că nu s-a înțeles bine. Nu vom participa la votul de viceprimar. Nu vom avea candidat la viceprimar. Dar în rest, eu am spus foarte clar. Toate proiectele administrației ureștene vor fi susținute de cei 6 consilieri PSD. E limpede, e simplu. Dacă cineva e deranjat că vă lăsăm să vă uniți la Unești pentru a alege un viceprimar, nu cred că e cazul. Dar dacă tot am venit, mai am două chestiuni. În primul rând, de-aia mi-arătea, mă. Notă respectul, domnule senator. Nu. În campania de la Unești am cunoscut și eu câțiva oameni de afaceri pe care nu i-am cunoscut și sunt câștigurile mele cele mai mari pe anul 2020 și sper să le câștig și amiciția și prietenia. Sunt doi oameni pe care i-am cunoscut foarte bine și pe care cărora le mulțumesc pentru felul cum m-au ajutat să traversez această perioadă complicată. Și nu în ultimul rând trebuie să vorbim puțin și de loc, pentru că administrația, vechea administrație a suferit major în relația cu primarii din jurul Oneștiului. Sunt oameni destoinici și la Bârsănești, și la Târgu Totuș, și la Cașin, și la Mecașin, și la Bucium, și la Uituș, și la Bogdănești, și la Gura Văii.
și împreună cu primarul Neghină, cu vicepreședintele Gelu Panfil, sunt convins că de acum înainte primar Ștefan cel Mare, toți acești primari vor fi susținuți acolo unde trebuie susținuți, pentru că nu un simplu hotar pe harta județului nu trebuie să despartă primarii și comunitățile. Vă mulțumesc! Mi-aș dori mult să ne susțină și viceprimarul. Depinde profilul, că ați văzut că ne punem accent pe profil. Va fi un viceprimar de onoare. Dacă va fi o surpriză realmente plăcută, de ce nu? Pot să dau și un nume la ora actuală. Mi-l doresc pe Sorin Roșca. A lucrat foarte bine cu doamna Secară. Dacă colegii sunt de acord. Eu nu cunosc, de aia nu mă pot pune. Stai, domnul președinte, și mă cunoaște bine la spital. A fost timp de 7 ani în echipă cu doamna doctor Secară și am făcut echipă bună. Gata, are și cele 6 voturi sunt rezolvate. Vă mulțumesc, mă bazez pe cele 6 voturi. Nu uitați să închideți ședința. S-a rezolvat. N-a duce anul ce-l ziceați. Vă mulțumesc frumos. Domnul primar, închideți ședința. Mulțumim foarte mult și nu în ultimul timp domnului secretar general de bună desfășurare și organizare și celor participanți. Declar ședința închisă. Vă mulțumim.